Filiala Maramureș a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților este într-o continuă schimbare. În cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții ALDE Maramureș au explicat ce modificări s-au făcut în formațiune din punct de vedere organizatoric. S-a votat o nouă structură a biroului politic teritorial interimar al ALDE Maramureș. Am făcut unele modificări, având în vedere că unii membri, în număr de vreo 6, aproape de un an, fie nu au activat, fie au refuzat să-și plătească cotizațiile, fie n-au răspuns niciodată apelului pe care l-am făcut pentru a participa la evenimentele pe care le-am organizat. În cadrul aceleiași întâlniri cu presa, președintele ALDE Maramureș a făcut și scurte comentarii legate de zvonurile care circulă în mediul politic local de mai multă vreme, că mai mulți membri reprezentativi ai altor formațiuni politice ar dori să vină spre acest partid. Printre ei se află țărănistul Doru Dăncuș, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, și Cristian Anghel, vicepreședinte al Partidului Ecologist Român și consilier județean. Noi așteptăm dacă doresc să poarte discuții. Vii și discuți cu mine, inclusiv domnul Anghel, nu? Doar mă cunoaște, nu? Dom'le, uite, vreau să vin în ALDE, vreau să construiesc alături de dumneavoastră. Noi n-am zis, nu, să nu vină Anghel în așa, să nu vină Cutărescu. Dar numai așa că vii și condiționezi, eu vin în ALDE, dar numai dacă îmi dați președinția, nu mi se pare normal. Noi îl așteptăm dacă dorește. Nu e la nu. Și candidat da, posibil la dar nu trebuie să uităm că atunci când trebuia să iubească construcția ALDE de la început, PLR, PC, nu? N-a avut nicio interdicție și a construit la alegerile locale și a construit PRU. De ce n-a venit la noi? Reprezentanții ALDE au informat tot cu această ocazie că recent au avut loc alegeri la Moisei, iar președintele structurii din localitate a fost ales Florin Ivașcu. Un alt tur de alegeri va avea loc la Vișeu de jos și Săliștea de sus peste puțin timp.